Suntem la povești din șantier, bună dimineața, de la Ponoare, Comuna Bumbeș-Pițic, județul Gorj, Oltenia, România. Fraților, ca să știți ce vă așteaptă dacă nu executați proiectele ca lumea, să vedeți cum stă treaba cu casele, cu implementarea lor în pământ, în teren, în sol, în ce aveți. Că dacă nu o faceți cum trebuie, uite, vă pomeniți cu situația răsturnată. Da, la numărul 1 lucrurile stau invers, dar v-am spus, cel mai amuzant este să faci parcarea. Parcarea cu spatele și răsturnat pe spate. Ca să nu credeți că e foarte simplu. Ce dracu mai este simplu în viața asta? Încerc așa un fel de selfie ca să vă dați seama că eu sunt cel cu picioarele pe pământ și roțile mașinii sunt un pic în aer. Acolo ne trebuie să fie. Super șmecher. Aceasta este o locuință unifamilială, după cum puteți vedea, din structură metalică, compartimentele exterioare din lemn, acoperit și învelit cu țiglă metalică, are și o mică terasă, are și un loc de parcare al bicicletei, pe prispă, cum s-ar spune. Deci terasa asta este pentru 3 prichindei, ceva geam termopan, nu mult. Îmi place că țicla e foarte bine protejată, nu o să o bată grindina, nu o să o bată ploaia, nu o să o bată soarele. În esență, exceptând această scară, care e în poziția normală, toată casa e răsturnată. Așa că aveți grijă cum interpretați proiectele. În primul rând e bine să le aveți, proiectele zic. În al doilea rând e bine să vă respectați angajamentele față de primărie cu pot și cut. Cine știe despre ce e vorba nu mai trebuie să citească. Da? Amprenta casei la sol aici este coama acoperișului. Și să puneți casa cum trebuie în pământ, că dacă nu, să fie cam dificil de trăit cu casa răsturnată. Hai să intrăm, să vedem cum e treaba cu susul în josul. Nu? Dacă tot am plătit biletul la intrare, intrarea este prin bucătărie, după cum puteți vedea. Locul de luat masa, fructele sunt pregătite pentru micul dejun. Mai nasol e cu chiuveta și cu gravitația. Dulapuri de depozitare, tot ce trebuie, baga, baga. Da, suntem în bucătărie la micul dejun, cuțitul vibrator. Mai complicat o să fie când nu va trebui să spăl vasele pentru că cuveta nici nu vreau să dau drumul dacă e cu apă. Da, în orice caz, avem o grămadă de accesorii. Iată, locul pentru mic dejun, avem și fructe. Puteți să-mi dați și mie un măr, doamna? O lămâie. O lămâie, o lămâie, ok. Din bucătărie trecem în hol. Și din hol, dacă avem treabă, putem să facem un duș. O băiță, dușul. Cu baia, cu gravitația, cu direcția în care curge apa și cred că o bună perioadă de timp nu o să folosesc acest obiect sanitar pentru că e foarte periculos. Totul pe invers. E, și bineînțeles, atenție la pragul. Dai pragul de sus în care poți să te împiedici și în pragul de jos să dai cu capul. Dormitorul. Mă așteaptă câteva nopți de insomnie până voi găsi soluția să mă așez în pat. E încăpător, dar trebuie să găsesc calea. Și până atunci pot să-mi pierd timpul la televizor. Mai interesant este să vedeți ce frumos am parcat mașina. Am o limuzină verde de mare precizie. Nici nu vreau să vă spun care sunt mișcările pe care le fac pentru realizarea parcării. Este secret profesional. Dar rețineți, o casă invers este foarte ușor să vă iasă dacă vă încordați un pic. Fără proiect, fără aprobare, fără primărie, fără autorizație de construcție și vă doresc să nu ajungeți așa. Cele bune!